Jucăriile sunt la mare căutare în aceste zile, înregistrează cele mai mari vânzări din tot anul, cam peste tot în lume, că doar e Crăciunul. Iar unii au fost curioși să afle care sunt cele mai dorite. E bine, pe primul loc nu este vreo jucărie sofisticată, ci banalul cer care poate fi rotit în jurul corpului. Pe locul 2 e arcul multicolor, iar jocul pentru consola Tetris ocupă locul 3 în topul vânzărilor. Probabil cea mai cunoscută este însă păpușa Barbie, lansată la nivel mondial în 1959. De atunci are un succes uriaș, două păpuși Barbie sunt vândute la fiecare două secunde în lume. După o săptămână